Chiar dacă în zona Prahovei tradițional sunt mucenicii muntenești, fierți în apă îndulcită și aromați cu scorțișoară și nucă, de câțiva ani și cei moldovenești sunt căutați în luna martie. Cofetarii respectă tradiția și s-au pregătit deja. 9 martie clar vine cu mucenici moldovenești din aluat de cozonac, multă miere și nucă și mucenici însiropați. Se pot face și comenzi? Sigur, am preluat comenzii destul de multe, încă preluăm comenzi, dar găsiți și la liber mucenici din ambele modele. Caută clienții? Sigur, da. Da, pentru că nu mai este timp să facem în casă și atunci noi ne pregătim și găsiți la noi în cofetărie. Multe femei preferă să cumpere tradiționalii mucenici moldovenești de la cofetărie, întrucât nu au timp să-i pregătească acasă. Ce ați cumpărat de la cofetărie? Măcinici. Astăzi se cumpără măcinici. Ați mai luat de aici? De aici, da, sunt clienți. Cum sunt? Vechi. Foarte buni. Foarte. Totul este foarte bun. Mucenici? E tradiția, ne bucurăm că putem să o respectăm în libertate. Mai convenabil de luat de la cofetărie decât de făcut acasă. Este, da. Din nefericire am uitat să mai pregătim, să mai ne ocupăm. Ce gust au măcinicii de aici? Sunt foarte buni. Vin de fiecare dată și cumpăr cu mare plăcere, nu numai mucenici. Aceste preparate tradiționale amintesc de cei 40 de mucenici din Sevastia care sunt prăznuiți de Biserica Ortodoxă în fiecare an pe data de 9 martie. Vorbim despre ostași care au fost martirizați din cauza credinței creștine.